Chiar dacă nu a atins numărul de minute jucate, Cesar Azpilicueta și-a prelungit contractul la Atletico Madrid. Bun găsit, dragi prieteni, la tradiționala noastră pastiluță. Ați văzut că de fiecare dată aici am încercat să prezentăm ceea ce am considerat noi că este o știre un picuț altfel. Și așa este cea și despre care vrem să vorbim acum. După cum probabil cunoașteți, după o perioadă îndelungată în fotbalul englez, Cesar Azpilicueta a revenit în fotbalul spaniol și a semnat cu cei de la Atletico. În momentul în care a semnat un contract, acolo s-a pus, cum se pune în contract, o clauză prin care se spunea că în momentul în care va atinge un număr de partide X, contractul lui va fi prelungit. Ei bine, a venit știrea zilele acestea că lui Azpilicueta i s-a prelungit angajamentul până în 2025, fără însă ca el să fie atins numărul de minute trecut acolo în contract. Asta din cauza accidentării suferite în partida de cupă contra celor de la Real Madrid, când el și-a paradit, cum se spune, pe stadion, nu e frumos, dar când a suferit o leziune la menisc. Dar, așa, și unde este știrea? Știrea tocmai aceasta este că cei de la Atletico Madrid, mai ales Diego Simeone, că i-am citit declarațiile, au considerat că el este un jucător extrem de important atât pe teren cât și în afara gazonului și de aceea i-au propus președintelui Gilmarín să vină să îi prelungească angajamentul. Rețineți, fără ca el să fi rezolvat punctele de acolo din contract, la un anumit moment se scria că el trebuie să adune niște minute sau niște meciuri, lucru care nu s-a întâmplat. Dar la 34 de ani, cei de la Atletico au considerat că este un element important în vestiar și au propus prelungirea contractului. El a jucat undeva la 22 de partide până acum, 1200 de minute, dar doar în 11 a fost titular. Apoi, pentru că asta se întâmpla până în ianuarie anul acesta, a urmat acea partidă contra lui Real Madrid, s-a accidentat, a pus el pe rețelele de socializare că va sta minimum 2 luni. Se pare că la sfârșitul acestei luni, la sfârșitul lunii martie, este foarte probabil ca el să revină. Dar a pierdut ianuarie, februarie și martie, 3 luni aproape pline, în care, nejucând, logică, nu a apucat să adune numărul acela de meciuri, mai ales că doar în 11 a fost titular. Cu toate acestea, băieții de la Atletico Madrid, dându-se seama ce înseamnă el și experiența lui, au decis să-i mai prelungească contractul cu încă un an de zile, cel puțin un an de zile, până în vara anului următor, în 2025. E bine, și acum prietenii noștri de la Casa Pariurilor au mai multe invitații pe care o să le dăm pe parcursul săptămânilor acestora la meciul de fotbal amical România-Irlanda de Nord, 22 martie, Arena Națională din București. Și am spus așa, într-un comentariu de-al vostru, nu vă grăbiți, într-un comentariu de-al vostru la acest material, spuneți-ne cum vi se pare gestul celor de la Atletico Madrid de a prelungi contractul unui jucător care nu a respectat din anumite motive ceea ce scria acolo și dacă considerați că aici în România vreun fotbalist ar merita acest lucru. Într-un comentariu, cum fac băieții aici și jos, avem o invitație dublă, 2 bilete pe care noi vi le trimitem. Dacă sunteți din București, bineînțeles că asta e o precizare necesară, veniți direct. Dacă sunteți din provincie, trebuie să vă asigurați voi cazarea și transportul și așa mai departe. Noi, prin intermediul prietenilor de la Casa Pariurilor, vă oferim una bucată, invitație dublă sau mai pe românește, 2 bilete. Partida România-Irlanda de Nord, 22 martie, un comentariu, ce credeți despre gestul celor de la Atletico Madrid? Frumos, adică vă dau eu cuvintele cheie, ca să zicem așa. Să ai un jucător care nu a evoluat pentru că a fost accidentat, dar știm ce înseamnă în vestiar să-i prelungești angajamentul. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, numai bine, la revedere!